Bună seara! Am convocat astăzi o întâlnire de lucru cu Ministrul Sănătății și cu Ministrul Educației pentru a discuta măsurile care urmează să fie luate pe fondul unei noi creșteri a infectărilor cu coronavirus. Ne aflăm în valul 4 al pandemiei de COVID-19 și am ținut să discut cu cei doi miniștri. Pe de o parte, despre gradul de pregătire a sistemului medical, iar pe de altă parte, despre începerea noului an școlar. Un lucru este cert, amploarea efectelor acestui val pandemic depinde direct de gradul de vaccinare a populației României. Chiar zilele trecute, experții din sănătate au făcut publice o serie de analize din care rezultă că persoanele nevaccinate constituie majoritatea covârșitoare a cazurilor de infectări cu SARS-CoV-2 și de decese din cauza COVID înregistrate în ultima vreme în România. Nu există Niciun dubiu că vaccinarea este principala măsură de protecție împotriva îmbolnăvirii și agravării bolii. România este într-o situație bună în ceea ce privește capacitatea de a asigura vaccinarea pentru toți cei care își doresc să se vaccineze. Experiența vaccinării este la fel în țara noastră ca în orice țară civilizată, și acest fapt. Reprezintă un exemplu de normalitate. Virusul cu care ne confruntăm este departe de a fi ținut sub control. Cu atât mai mult cu cât răspândirea lui este la nivel global, și foarte multe țări sunt în imposibilitatea de a-și putea vaccina cetățenii. Aceste condiții explică și apariția noilor tulpini. Și doar vaccinarea reduce semnificativ riscul îmbolnăvirilor grave și a deceselor. În ceea ce privește sistemul nostru de sănătate, doamna ministru al sănătății mi-a prezentat care sunt măsurile gândite pentru a face față valului 4. Medicii sunt deja bine pregătiți și cu multă experiență. Este evidentă nevoia de eficientizarea direcțiilor de sănătate publică și aștept mai multă implicare din partea tuturor pentru creșterea capacității de testare, precum și pentru pregătirea sistemului medical de a prelua și pacienți non-COVID. Acești bolnavi trebuie să primească tratamentele de care au nevoie și să nu aibă de suferit pe fondul intensificării valului 4. Din păcate, și școala va începe pentru al doilea an consecutiv sub spectrul pandemiei. Experiența anului trecut ne-a arătat că este deosebit de important ca procesul educațional să se desfășoare cât mai mult cu prezență fizică. Desigur, în condiții de siguranță sanitară sporită. Atât pentru elevi cât și pentru profesori. Accesul limitat la educație are efecte negative semnificative. În primul rând, pentru generațiile tinere, private de o dezvoltare normală, atât în planul formării de competențe, cât și în cel al interacțiunii umane. Se poate ajunge Chiar să aibă consecințe dramatice pe termen mediu și lung pentru viitorul nostru al tuturor. Din experiența primului an de pandemie, a reieșit fără echivoc că învățământul online nu poate suplini integral forma clasică de învățământ cu prezență fizică. Cel mult, poate funcționa ca soluție temporară, provizorie. Atunci când situația epidemiologică este deosebit de gravă. Rămâne așadar o prioritate zero, obiectivul de a asigura o educație de calitate pentru cât mai mulți dintre elevi, deși criza sanitară nu s-a încheiat încă. Este motivul pentru care școlile se vor deschide pe 13 septembrie și vor funcționa cu prezența fizică a tuturor preșcolarilor și elevilor, bineînțeles cu respectarea strictă a normelor de protecție, mască, distanțare, aerisirea sălilor de curs. Câte vreme incidența din ultimele 14 zile a cazurilor din localitate rămâne sub pragul de 6 infectări la mia de locuitor, vom avea toți copiii în sălile de clasă. Dacă se depășește acest prag, școlile trec în online, în respectiva localitate. Față de anul trecut, avem însă la dispoziție un instrument esențial care ne poate oferi garanția că grădinițele, școlile și universitățile vor funcționa normal. Vaccinarea anticovid este singura soluție eficient eficientă pentru a crește siguranța elevilor, studenților și a cadrelor didactice, pentru a ne asigura că revin în sălile de clasă într-un număr cât mai mare și pentru o perioadă cât mai lungă de timp. Fac un apel către părinți, către personalul din învățământ, să arătăm că ne pasă cu adevărat de școală și de viitorul copiilor și să ne vaccinăm. În acest fel, ne protejăm atât pe noi înșine, cât și pe cei mici, care nu au încă vârsta necesară pentru a se putea imuniza. Totodată, solicit tuturor actorilor implicați, în special Ministerului Educației și Ministerului Sănătății, dar și autorităților publice locale să colaboreze pentru ca toate măsurile posibile care să garanteze siguranța copiilor și a cadrelor didactice, să fie puse în practică în mod rapid și prioritar. Și aici nu mă refer strict la măsurile care să prevină infectarea cu SARS-CoV-2, ci la toate celelalte probleme care știm foarte bine că apar periodic în multe dintre școlile din țară. Începerea, în condiții bune a anului școlar, depinde în mare măsură de mobilizarea autorităților locale, de modul în care acestea colaborează între ele și cu autoritățile centrale pentru a rezolva problemele specifice fiecarei unități de învățământ. Vă mulțumesc și vă doresc tuturor multă sănătate!